O să continuăm emisiunea de astăzi cu educație financiară și vom vorbi despre Economisește Inteligent. Este un proiect al Asociației Administratorilor de Fonduri din România. Mai multe despre acest proiect aflăm de la Mihai Purcărea, CFA, membru în bordul Asociației Administratorilor de Fonduri și CEO BRD Asset Management. Bine ați venit! Bine ai venit! Bine te-am găsit. În timp ce pregăteam întâlnirea noastră de astăzi, am descoperit un text foarte interesant din pandemie, în care tu cumva ai trecut învățămintele financiare ale lui 2020. Și asta din perspectiva unui manager de investiții. Mi s-a părut fascinant textul ăsta. Am înțeles de ce este important să investim banii economisiți. Și mai ales am rămas cu recomandările pe care le-ai făcut tu în acest text. Aș vrea să trecem prin câteva puncte împreună astăzi, ca să fie mai clar pentru toată lumea de ce trebuie să investim și cum să o facem. Și aș începe prin lecțiile din 2020, care sunt curios dacă mai sunt valabile în momentul ăsta, pentru că atunci vorbeam despre o pandemie. Mai sunt valabile aceste lecții din pandemie, deși nu mai este vorba despre o criză sanitară? În mod clar, da. Că am avut pandemie, după aia la 2 ani distanță am avut război. Cine știe ce mai urmează? Întotdeauna sunt riscurile, evenimente neprevăzute care se pot întâmpla. Și, de exemplu, atunci citeam un articol trist, 40% din angajați nu aveau economii nici pentru o lună. Deci primul pas întotdeauna, băi, pune ceva deoparte, economisește ceva și pasul 2 după aia investește, pune banii la treabă să producă ceva, că se poate întâmpla orice. Ni s-a demonstrat. Ultimii 3 ani de zile, dacă spuneam, băi, nu se putea întâmpla, s-au întâmplat atât de multe lucruri total neprevăzute încât trebuie să fim un pic prevăzători. Adică, ok, dacă nu e criză sanitară, poate oricând să se întâmple altceva și noi trebuie să rămânem pe vârfuri, în sensul ăsta, nu? Întotdeauna se poate întâmpla ceva. Uite, veneam azi aici, nu știu, poate se întrerupea curentul, poate, nu știu, aveam un accident cu mașină. Asta însemna că nu mai trebuia să plănuim emisiunea. De multe ori și în investiții oamenii se gândesc că poate se poate întâmpla ceva și atunci rămân blocați și nu mai investesc. Chiar și când economisesc ceva bănuți, de multe ori îi țin la saltea sau îi țin în cont curent la bancă și nu mai fac nimic cu ei de teamă că, dar dacă o fi ceva? Păi asta se întâmplă în general în momentul în care muncești foarte mult pentru banii tăi. Strângi o sumă de bani, e atât de greu să-i dai drumul din mână, pentru că știi că ai muncit mult și banii respectiv investiți prost sau greșit, pot dispărea efectiv din mâinile tale. Și cred că asta stă la baza reticenței, nu? Asta stă la baza și teama asta de necunoscut, că nu știi ce se poate întâmpla. Și atunci, pentru că se pot întâmpla atât de multe lucruri în față, rămâi pur și simplu blocat. Și nu mai faci nimic. Dar, pe de altă parte, sunt puține certitudini în viața asta și în lume, mai ales în zona de investiții, dar una e clară. Peste 2 ani, peste 3 ani, lucrurile vor fi mai scumpe. Bunurile, serviciile vor fi mai scumpe. Avem inflație în permanență în viața noastră. Și dacă nu facem nimic cu banii, îi lăsăm pur și simplu acolo, hai să facem un calcul simplu. 3% inflație pe an. Timp de 10 ani... Într-un an bun. Ca să menționez și asta, că acum suntem peste 10. În ultimii 2 ani ne-au arătat cât de dură poate fi inflație. Dar să luăm așa ceva simplu. 3% inflație pe an. Păi în 10 ani am pierdut 30% din ce am economisit dacă nu fac nimic cu ei. Doar pentru că i-am ținut pe loc. Deci să înțeleg că riscul și incertitudinea sunt cumva același lucru. Țin minte din articol, una dintre lecții era așa, o am scris aici, incertitudinea este mereu prezentă în viață. Ok, pare un pic filozofic așa, dar mai exact aplicat. Riscul ăsta, cumva, trebuie să ne păzim de el și dacă cum o facem? Riscul se gestionează foarte simplu printr-un plan. Incertitudine există în permanență. Orice se poate întâmpla. O pandemie, un război la graniță, se pot întâmpla multe lucruri. Cum îl gestionăm? Foarte simplu, printr-un plan. Îmi fac un plan, economisez lunar, cel mai simplu. Economisesc în fiecare lună, investesc banii într-un coș diversificat, cum am învățat. Nu pui toate ouăle în același coș, investești într-un coș diversificat de produse. Și pur și simplu te ții de el. Super, dar acum riscul este și mai mare din punctul meu de vedere, pentru că un om în poziția ta o să vadă asta ca pe un avantaj. Am banii puși în mai multe locuri, deci dacă se întâmplă ceva cu un coș, o să fie ok celelalte. Dar pentru mine înseamnă de 10 ori mai multe riscuri, de 10 ori mai mult neprevăzut. E foarte greu să estimezi corect acest risc, din punctul meu de vedere. Nici n-ar trebui, e foarte simplu. În momentul în care ai 10 coșuri, da, se poate întâmpla ceva cu un coș. Dar să ne gândim altfel. Mai ții minte hârtia aia de 10.000 de lei? Era o hârtie verde, albăstuie, așa. Echivalentul a 10 lei de ziua de azi. Un leu. Peste noapte a devenit un leu.
riscul cel mai mare ăsta e. Că economisim bani și la un moment dat o să avem milioane, poate, dar milionul la ce cumpăram cu milioana cu 15 ani? Însemna 100 de lei. Și cu un efort foarte mare la momentul la care exact. Am pus bani deoparte. Și atunci riscul cel mai mare e chiar ăsta, de a nu face nimica. Și din păcate e și cel mai mare pentru că nu-l vedem. De teama să nu ne confruntăm cu alte riscuri, că dacă se întâmplă ceva cu investiția mea, aleg să nu fac nimica. Ăla e cel mai mare risc. Ok, deci ca să concluzionez cumva, soluția clară în cazul în care avem bani economisiți nu este sub nicio formă să-i ținem sub saltea, ci este să îi investim. Dar foarte atenți la aceste riscuri despre care vorbeam. Atâta timp cât am o diversificare și pun bani în câteva coșuri diferite, e rezolvată problema. Putem să exemplificăm câteva dintre aceste coșuri, câteva idei? Sigur că da. Putem să punem bani în depozite bancare. Ce avem pe termen scurt, vrem să cheltuim în următoarele 3-6 luni, depozitul bancar e sfânt. Ce după aia ne gândim, măi, dar poate mă gândesc la pensii, la educația copilului. Deci planul pe termen foarte îndepărtat. Acolo activele reale, acțiunile, alea sunt sfinte. De ce? Că ele protejează pe termen lung efectul inflației. Dacă se scumpește făina, brutarul va scumpi pâinea. Deci un business își va prezerva puterea de cumpărare. Deci acțiunile tale la acel business sunt în siguranță. Exact. Cumva. Pentru că pe termen lung ele te protejează de inflație și își cresc valoarea în termen lung. Deci dacă vreau să economisesc pentru pensie, pentru educația copiilor mei, un portofoliu de acțiuni. O duc la BVB, cumpăr un fond de investiții de acțiuni sau un portofoliu diversificat la bursă și pur și simplu, ce acțiuni am acolo? Acțiunile mari, nu le dau numele, dar sunt companii mari care le vedem și cumpărăm zilnic de la ele. Și care sunt safe. Pe termen lung investesc acolo. Iar pe termen mediu, un mix dintre cele două. Atât de simplu. Și de restul, tablouri, cum s-ar zice. Mulțumim frumos pentru vizită și pentru sfaturi.